This is what you'll get when you mess with us. Faci, ce mai ai dus aici? Ce vrei, mă, să faci? Gura. Vrei bani? Cât îți dau, frate? Simt că îți dau, am bani, nu sunt scârcit. Gabore! Ești polițist, mă, ce dracu. Frate, ești polițist, nu se face așa ceva. Păi, Gabore! Nu se trage. Nu se trage. Nu se trage. Nicu Javela, zis Pantera, fostul cap al clanului Javela. A început în 95 la Bacău cu mărunțișuri, spargeri, furturi. Pe urmă a prins omul curaj și a trecut la șantaj, la cămătărie, la taxe de protecție și a extins rețeaua din ce în ce și a ajuns până în București. Da, l-am arestat acum 7 ani pentru cămătărie și a ieșit în 5 ani. Și a deschis o sală de box, omul pare a fi curat. Nu da, acum se ocupă mai mult de fiică sa. Camelia. Fetița are 13 ani și... e autistă. Unii zic că l-au ajuns blestemele pentru că... Brăscule! Da? Sunt sigură că ai citit-o CV-ul. Da. Pot să scriu și un roman despre toată chestia asta, decât că bat greu cu un singur deget pe tastatură. Titi nebunul. Mâna dreaptă al... Mă scuzați. Mă scuzați, eu am citit cam mult aseară și m-am trezit mai târziu azi. E, lasă, că de azi ești șef, măi, Călină. Nu mai trebuie să-ți ceri scuze. Titi Rebunu, mâna dreaptă lui Nicu. Cel mai periculos locotenent al lui. Se știe că are un bordel pe Mătăsari. Cel la festivalist. Asta cine mai e? Boxer n-are legătură cu clan. Băbescule, hai că s-o cam încălzi băieții. Lasă că le trece cu urmă. Ia zi. Ceva de Sandu? Nu ziceai că fratul vine la 10 jumate, mă? Știu, trebuie să fie ajuns deja. Martorul nostru, Miricel Javela, zis Paris, fratele mai mic al lui Nicu, oaia neagră a familiei. Dacă nu era rudă cu ei, de mult îl găseam într-un șans cu gâtul tăiat. A fost arestat acum 3 zile pentru proxenetism. Ca să nu intre la pârnaie, am făcut o înțelegere cu el să ne-l dea pe fratele lui mijlociu, pe Sandu. Curios e că n-am tras mult de el. A acceptat imediat. O să-l băgăm într-un program de protecție. Ce terminat? Aha. Să depună mărturie împotriva lui frasul. Că nu-i dădea Sandu bicicletă când eram mic. Și-i mânca și îngheța ta. Este o bijuterie, dependent de orice, de cocaine, de sex, de arme. Îi putem da 10 ani lejer. Categoric. Și lăsăm să scape? Să ajungem la Sandu, la fratisul? Da.
Pentru că frații de trei ori mai periculos. Am ajuns. Ok, nu mai pot să mă crezi pe Sandru Javel a zis cuțit. A moștenit clanul de la frate și unicul după ce l-a băgat în pușcărie. A dus-o bine o vreme, dar a dat fix când a încercat să intre în business-ul cu droguri. Da, s-a răcomit și a cumpărat multă marfă și după aia n-a mai putut să o vândă pentru că nu l-a ajutat nicu. Da, s-au certat și ăsta mijlociu a fugit la Chișinău, că îl căutau arabii să le dea banii pe droguri. Moare să se împace cu fratisul și ne-am folosit de asta pentru ca să-l aducem înapoi în România. Vedem dacă o să țină. Atâta vreme cât crede că fratisul o să ierte și o să facă afaceri împreună, o să pice. Lori? Lori, vezi că au venit. Vine și celălalt. Frățioare, mă bucur că te răzgândit. O familie trebuie să fie unită. Ești nebun? Ce cauți aici? Păi tu m-ai chemat. Mă, Nicule, ce naibă, mă? Așa mă primești, mă? Să tirăm. S-a agilit ăsta, te făcea aici de tirăm. Dar nu știu ce nebun e ăsta. N-are cum să ne vadă. Dar dacă mai urcă o să te audă. Înțeles? Apropo, ce mai face nepoțica mea? Mi-a fost dor de ea, aș fi vrut să o văd, dar n-am putut să risc. Te-am întrebat ce cauți aici. Nicu? Frățioare? Nu tu m-ai chemat? Când? Am stat noi de vorbă și nu eram acolo? Că nu țin minte. Lori? Lori, vezi că a intrat și istronom. Tu acum. Arestați-i fără foc, dacă se poate. Mișcă-mă! Ține mâinile la spate! Ciocane, ești arestat pentru ucidere și șantaj. Ține mâinile la spate! Lori! Nu răspund. Lori? Stai, aștepte, poate că nu poate vorbi, stai puțin. Ai nimerit? Cred că da!
Lori! L-ai arestat pe astronom? Lori! Ieșim! Stai, poliția! Stai, cătrăi! O omor! Seamănă, mă, o omor! Dumnezeu, mă! Nu mișca! Nu mișca! Trag! Mișcă! Lasă-mi asta! Dacă mișcă! Nu mișca! Omor! Omor! Să mă rămă, mă, omor! Ești nebun, poți să-mi puși fata! Nu ratezi, lasă-mă să trag! Nu, nu mai la ordinul meu! Nu mișca! Stai pe loc! Nu! Stai! Lasă fata! Stai pe loc, omor! Stai pe loc! Lasă fata! Omor! Mișcă-te! Stai pe loc! Omor! Să mă rog! Stai pe loc! E ultima oară când vei. Lasă fata! Mișcă! Ceva, faceți ceva, Cristina, Cristina, zici ceva. Dați-mă ceva acolo, faceți ceva. Bă, băiatule, asta e viața, nu mai putem face nimic. Cum puteți, faceți ceva, faceți ceva, dracului, ceva! Lori, n-a fost vina ta. Ce faci, fă, pleci? Ai împușcat-o și acum pleci? Liniștit să te colzi, nu pleci, ha? Îmi pare rău, a fost un accident. A fost un accident, da. Tu-ți gura, mă, tu te omori, bă, de bună mea, mor, bă! Te omori, bă! Doamnele, mă, te bă! Iată, la zi, bă! Ia-l-mă de aici! Așa, mă, strădezi familia, bravo! Hai, mă, lasă vorba, mișcă! Nicule, îmi pare rău că n-am folosit de tine. În afară de asta ești acuzat de 3 omucideri, 7 delicte de privare de libertate. O încercați cu mine, dar n-aveți nicio treabă. Șantaj, furt, cămătărie și mai nou, deținere și trafic de droguri. La asta n-aveți dovezi. Că mă plictisesc. Avem un martor. Cine rătăcitele de Nicu? El m-a aranjat. Acum 3 săptămâni ai încercat să bagi droguri în partea de est, dar nu te-ai înțeles cu mititelul. Nicu nu știa de mititel. Și atunci ai tras un glonț între ochii. Paris? Domnilor, dacă n-ați știut... Frățiorul meu mai mic are probleme cu capul. E dependent de droguri, e instabil, domnul știți avocat, asta. Din câte știu eu, dumneavoastră, sunteți pe mute în sala de interogatoriu, da? Paris? Paris! Tuznația, mă! Ai mult dovene, lasă circul! S-a prins! Bă, și-a dat seama! Te mai ajuta, era că n-are cum să te facă. Bă, nene, mă, lași știe!
să mă dizolvi. Dacă te găsește. După ce depui mărturie, intre în programul de protecție. Adică masă și casă pe banii noștri. Alt buletin, altă viață. Vorbiți pe programul vostru de protecție. Eu nu mai depun nicio mărturie, ai înțeles? Bine, mă, n-ai decât. Atunci, fratul tău e liber și intră la bulău tău. Ai uitat că avem mandat de arestare pe numele tău? Dacă Nicu, de ce nu l-ați ridicat? N-aveam de ce, omul era curat. Cum e, mă, curat? Nicu e curat? Dar ce treabă ai tu? Nu ți-i de ajuns că ai băgat un frate în pușcărie? Vrei să îmi podobești bradul de Crăciun singur? Ha? Nu, vreau să-mi pui tu steaua în vârf. Gata, cuțite? Te-ai calmat? Pentru tine, Sandu. Să aud domnul Javera. Ce te uiți, mă, ca un bou? Marș și rezolvă! Dacă domnul a zis să plec, plec. Pe mine vă rog să mă scuzați. Pot să sun și 70 de avocați, că tot și Lava scrie pe tine. Ia, hai să vorbim despre Mititelu. Hai zi. Ia spune. Îmi pare rău, dar trebuie să o suspendăm până la finalizarea dosarului. Pentru? A fost un accident și am văzut toți chestia asta. Asta e procedura, Caline. Tu știi foarte bine. Te implici prea mult. Nu mă implic deloc. Știi foarte bine că eu nu amestec lucrurile personale cu muncă. N-am zis că amesteci lucrurile personale cu muncă. Nu înțeleg despre ce vorbi atât. Fii sigur că soarta ta s-a decis în primele 5 minute. Acum cred că își fac calcul de promovări, alea. Deci nu mă interesează relația ta cu Lori. Îți spun doar că trebuie să o suspendăm până la finalizarea dosarului. Și închipuiesc că ăsta o să fie șeful nostru dacă mă rende. Asta e. Da, mă, spune. Am un martor. Sandu crede că e Paris. Da, m-am înțeles. E ca și rezolvat. Auzi, prințesu, fii o zână și adu-l nenea o cafea și un pahar cu apă. Uite care-i treaba, eu sunt polițistă, nu chelnăriță, ai înțeles? Tu ești o polițistă foarte drăguță. Adu-o cafea. Mai bine ți-ai vedea de treaba ta. Și două de zahăr! Și-mi ținea sau să ți le cere. Raportul meu pentru investigații interne. Lori. Călin, lasă așa. Hai să mă dramatizăm, nu? Asta e protocolul. Asta e. Ok. Ok. Eu o să mai stau pe aici în caz că ai nevoie de mine, da? Bine, am plecat. Mă așteaptă nevastă mea cu fructe de mare. Eu ce nevastă? Hey, facem și noi 20 de ani de căsnicie. E ceva, nu? Ceva rar. Felicitări. Pa!
Lasă-mă, te rog. N-am nimic. Tu ce faci aici? Dobrescule. Mai ce căuta aici? Pe tine te căutam. Vreau să-ți vorbesc, trebuie să mă ajuți. Nicule, mi-am făcut meseria. Nu sunt nevastă să-ți dau explicații. M-ai făcut să pic de trădător în față la toată lumea azi. Bine, în două minute. Hai să-ți dau o cafea. Hai. Vreau să vorbesc cu Sandu. Să-i spun că nu l-am turnat eu. Știi că n-ai fost tu. Stai niște. Mai bine cum se simte fiica? La fel. O duc la tratamente. Nu mă las până nu fac bine. Crede-mă, frățioare. N-aș fi intrat în afaceri cu droguri. Nu mai vreau pușcărie. Mi-ajung 5 ani fără ea. Nimeni nu s-ar putea simți bine după ce am pușcat un om. A omorât-o. A omorât-o. Porumbei. Trebuie să plec. Trebuie să-ți vicină la turnat pe frate meu. Lasă-o baltă. Știi foarte bine că nu pot să spun așa ceva. Cafeaua? Și cele două pliculețe de zahăr. Păi și apa? Vrei să mă deshidratez? Ai fost aparată de pe hol? E plin cu apă și te așteaptă. Uu, ce constipată ești. Goale. Bine, o să vorbesc cu portarul. E o idee bună. Călin, stai puțin. Te avem numărul unei mașini negre suspect. Bogdan, da? Da. Verifică numărul ăsta. Bine, vino încoace, că am nevoie de tine. Trăiește. Nu știu despre ce mate vorbești. Tu, bă, nenorocitule, să dai ordin să-l omoare pe frătitul. Bă, ești nebun? Și-a făcut în sfârșit cineva curaj să-i tragă un glonț în capul Paris? Am zis să-l omoare, nu să-l împuște. Istronul a recunoscut portarul. Zice că l-a văzut intrând în clădire cu o geantă în mână. Asta nu se lasă până nu-l omoară. Trebuie să avem mare grijă de Paris. Numai el nimic poate da pe fratele, pe Sandu. Dobrescu. Da. Te ocup de protecția lui. Îl duci la hotelul ăsta și nu-l scap din ochi, ai înțeles? Ce știm despre Istronul? Asta nu-l lasă urmă, e super profesionist. Asta ne îngreunează treaba. Ideea e că e umbra lui Sandu, e mereu cu el. Nu mănâncă și nu dă-mi locuri fixe. Deci nu știm nimic. Ia, hai, găsiți-l.
Alo, draga mea. Nu, nu mai putem să mergem astăzi. Nu, a intervenit ceva. Nu, nu-i nimic. O lăsăm pe mai târziu. Ei, nu-i nimic. Șeful mare mi-a dat în primire un martor. Da, măi, te pup. Bine, eu cu ce pot să vă ajut? Loritu e suspendat. Du-te acasă. La revedere! Vedeam dacă să te sun, pentru că Lori a închiriat My Fair Lady, îl ia doar când e deprimată. Salut, Lori! Bună! Eram în spatele teșghelei, da? Și am auzit niște zgomote gen Die Hard. Știi Die Hard cu Bruce Willis? Așa. Și alerg repede și când mă uit, o dubiță, wow, pleacă repede, așa gen la stilul Fast and the Furious, frate. Știi că e cu mașină, dar nu era mașină mică, okay, era o dubiță. Bine, dar l-ai văzut? Cum arăta? Înalt, slab, gras, nu mic? Nu l-am văzut clar, dar se mișca bine. Înțelegi? Se mișca gen Rocky. Rocky 2. Nu ca și Rocky 2. Oh, okay. Știi? Ok. Valize. Iubitul fetei împușcată. Bine, mersi frumos. Dacă îți mai amintești ceva, știu unde să mă sun, da? Da, sun. Sun. Ce face? Mergem după el? Eu am trimis-o acasă. Dacă a fost valiză, înseamnă că... Maria, nu înseamnă nimic. O să o găsim. Îmi pare rău. Vedeți dacă mai văzut cineva ceva pe aici. Băi, de căcat camera asta. Dar noroc cu patul, că e mare. Puteau să ne pună și eu o bombonică, să avem o bombonică în pat. Bombonică? Așa le spuneți acum la curve? Curve? Zice că eu trebuie să plătesc pentru treaba asta ca tine? Mm-hmm. Unde-i mă șampania? Misete. Da. Unde-i dacă ține niște șampanie în hotelul ăsta? Sunt afară, m-a chemat dacă aici. Da. Păi ce hotel ăsta fără șampanie? Încearcă să nu mă calc pe nervi, da? Dar misete, vreau să beau și eu ceva, șampanie. Nu mâncăm și noi un homar, un caviar? Și la desert niște pumne la Dobrescu. Ce te nervezi, mă, nu te contează ministerul? Am norocul tău că trebuie să fii frumos la proces, că altminte te-aș aranja eu un pic. Mănânci cei mai ieftin. Hai! Să capul vostru de săraci. Aveți și voi bani de o masă ca lumea. Fac cinste, mă! Faci tu cinste. Da, Maria? Dobrescule, s-a întâmplat ceva horror. Lori a fost răpită. Poftim? Ne-am niște lucruri personale. Avem și un martor, dar cam asta e. Să trimită pe altcineva să păzească pe tâmpitul ăsta. Hai că vin în 10 minute. Șeful, Dobrescu cere să fie înlocuit. Să nu se miște de acolo. Șeful zice că nu. Dă-mi la telefon. Ok. Mă scuzați. Cere să vorbească cu dumneavoastră. Nu te miști de acolo. Ce vezi pe până acolo? Aha, una întreagă. Tataie, ce cameră e asta? Numărul? Leo! Nu mișca, poliția, nu mișca! Ce vezi, mă, cu mine? Hai! Ești mai arestant că vezi tu la secție. Unde-i Lori? Nu știu. Ce-ai făcut cu ea?
Cine? Cu polițista care ți-a împușcat iubita. Nimic. Nu știu despre ce vorbești. Nu știu. Hai să zic eu ce ai făcut. Ai așteptat-o să iasă din magazinul de închiriere și ai băgat-o într-o mașină. Ce magazin, frate? Ce mașină? Eu habar n-am despre ce vorbești. Auzi, da, n-ai putea să-mi dai astea jos, că-s cam rece. Frate, vreo mâine, stai! Frate, nu știu ce e cu tipa aia, nu știu! Bă, pe cine încerci, mă, să prostești? Ai amenințat-o de față cu mine! Frate, dacă vreau să-i fac ceva, îi rupeam gâtul atunci pe loc. Unde erai între 1 și 1 jumate? Nu știu, la medicină legală, așteptam să-mi dea corpul prietenii mele. Poate să confirme cineva? Nu știu, frate, nu știu, nu știu. Bă, tu ești prost? Să eu la prea mulți pumni în cap. Tu nu înțelegi că ai probleme? Frate, nu știu, nu înțelegi? Familia ei vine mâine. Nu știu, m-o fi văzut careva pe acolo. Trebuie să m-o fi văzut careva. Uite, te vezi dacă recunoști pe vreunul din ei. Parcă am fi usual suspect, știi? Când criminalul e ăla care arăta mai puțin suspect, înțelegi? Deci nu pot să-mi dau... Nu pot să-mi dau seama așa. Uite-te în ce nu te grăbi. Nu știu, nu-mi dau seama, era prea departe, era prea departe, nu știu. Poate era, nu știu, parcă e... Mamă, martor, da, filma cu Harrison Ford, știi? Exact așa se întâmplă și aici. Ceva nu e în regulă. Aici, haleala, aici sunt. Au. Prințeso, spune-mi că ești pe meniu. Nu stai să-mi ții și mie de urâta masă? Îmi pare rău, domnule, dar nu cred că pot. Stai. De ce? Nu, aici. Bărbosul plătește. Cum te cheamă? Stai, vină aici. Văd că n-ai numele scris aici. Cum te cheamă? Cum aranjăm un desert privat? Nu, luați în seamă, poftiți. Ce dudui, nu vă place carnea? Fac, tataie! Dacă o trăvit ăștia mâncare, ia gustă puțin. Știi ce m-am gândit eu? Că procurorul ei să cam rupe în cur de cum a râs tu. Așa că mai comentează tu, hai! Ce-i, frate? E foarte bună. Vreau să dau și ție. Să-ți menții silueta. Ce dracu ești așa constipat? Da. Bogdan e singur? Dacă nu, îndepărtează-te. Nu trebuie să afli nimic de mesajul ăsta, interes? Nici măcar Călin. Da, spuneți, vă rog. Îl văd pe Paris. Pe martorul protejat. Dacă nu, o să mă omoare. Îmi puteți spune unde vă aflați? Du-te după el și așteaptă. O să spune din nou. Dacă nu, mă omoară. Zi-mi cine e. Cum e cu valiza? Uite pozele de pe camerele de supraveghere de la Institutul de Medicină Legală. Și? El n-apare nicăieri. Deci n-avem nimic. Asta dovedește că el e. Nu, asta nu dovedește nimic. Ba da. Nu cred că e valiză. Păi e clar că a mințit. Da? De ce? Păi cum de ce? Alibiul lui nu funcționează, nu? A zis că a fost acolo și n-a fost.
Păi, Bogdane, asta nu dovedeți nimic. Păi nu, dar a zis că a fost acolo și n-a fost. Uite, unde? Ai vreo dovadă? Lasă-mă măcar să interoghezi familia. Ok. Mă ții la curent, da? Da. Maria, lipsești 5 minute. Dacă apare ceva, mă suni. Ok, nicio problemă. Da. Am nevoie de toate camerele de supraveghere între 1 și 1 jumate. Bogdane? Dubrescule, nu știu. Călinte vrea la secție, ține-o locul. Bine, mă, dar ăla mi-a zis să stau aici. Eu știu. Cine mai înțelegești pe ăsta? Arise, îmi pare rău că n-am terminat relația noastră. Ha? O sugi? Noroc că ai venit tu. Încă 2 minute și îl omoram. Ce, mă? Păi cine omorai tu, băi, Ramolitule? Nu ți-a rămas mult. 6 ore. Pa. Gata? Ce parte ai? Unde-i Marta? Aici. Deschide. Poți să știu și eu ce se întâmplă aici? Răspunde! Bă, ce vrei mă să faci cu ăla? Bă, Bogdan, am ajuns să ne lovim între noi? Ce dracu se întâmplă aici, mă? Bogdane! Deci la baie. Hai! Ce te duci, dracu-i? Hai, mă, frate! Oamenii lui Sandu au răpit-o. Îl vor la schimb pe Paris. Dacă nu, or să o omoare. Ok. Tu rămâi aici și ai grijă de idiotul ăsta cu Dobrescu, ne întoarcem la Sandu. Și dacă primești un telefon, anunță-ne, da? Da. Да.